recunoaștem un cocalar pe stradă? Nu prea vezi pe stradă. Aolo, dar unde stau ei? Asta nu e întrebare. Un țigan mai înapoiat, cocalar. Am înțeles. Nu știe de ce se înseamnă în lume. Un mizerabil, un cutare, un om. Muncește prin un telefon, o ceva, o chestie. Legal, hai să o... Legal, deci ilegal, ilegal. Deci muncește cum? Ilegal. Dar un cocalar știu unul care, oricare muncește în, cu pâinea cu astea, oricare își pierde vremea. Dar cum adică cu pâinea? Adică la panificație. Un cocalar spuneți că lucrează în domeniul ăsta al panificației? Da. Nu se comportă tipic pentru un băiat. Adică, ce face în plus? Știu, ca un fel de... Nu vreau să fac o discriminare sau ceva. Se comportă ca un gay. Cocalarul ce ar putea să însemne? Adică ar fi... S-ar putea să fie un adept la pisicoancele astea. Coca e unul care este mai... De fapt, eu știam că planificați coca. Pentru că umblă cu coca, lucrează cu coca. Un cocalar, un țigan romanisat care muncește prin ce face el. Deci nu fură să vezi, Doamne. Un alt fel de comportament, mai de vagabond, mai de... Am înțeles ce spune. Oceanul, mai de... De unde îi vine numele? De la coca. Niște pantaloni rupți, un tricou cu toate firmele, pe el. Părul, au și ăștia un... Părul, pieptene în cap. În vremea noastră, că dumneavoastră sunteți ca un copil de-al meu, ca un nepot, erau vremuri destul de bine pe timpul Ceaușescu. Avea oricine să mănânce. Uite câte plângeri este. Sunt lume nemuritoare de foame. Sare unul pentru altul, eu... Deci pentru mine n-are cum să sară unul pentru altul. Deci când e vorba de mormântări, de altceva, e... Deci sare toți. Eu făcret, dumneavoastră, eu... Car se întâmplă la... În loc să mergem și noi, că suntem și noi oameni democrați, să ajungem și noi la bine, numai la rău.